Hei, salut băieți, eu sunt Benji și bine v-am regăsit la un nou video și de data aceasta o să vă răspund la întrebarea pe care destul de mulți mi-ați pus-o în ultima vreme în legătură cu update-ul 1.0 care o să intre în martie pentru World of Tanks. Pentru cei care nu știți, Wargaming a bătut apa în ultima vreme pe partea grafică, pe ce atrage ochiul și este bine pentru că este un joc foarte popular care aduce foarte mulți bani și evident că vor să îl împingă și în fața celor care pun accent pe partea asta vizuală mai mult decât pe concept. Pentru că atunci când îi faci cunoștință cuiva cu un joc nou, prima dată o să vadă interfața, o să vadă grafica. E un joc 3D la urma urmei și practic asta o să vezi tot timpul. Dacă nu-l atrage atât de tare ideea de simulator de tancuri și e al doilea război mondial și prototipuri, strategii și chestii, măcar pentru grafică o să-l încerce și evident că niciodată nu e de ajuns cât ai, cu toate că ar trebui să fie și este multe cazuri. Wargaming-ul încearcă să adune cât mai mulți jucători și asta e bine să zic, pentru că jocul nu o să moară și cât timp Wargaming-ul ce bine o să duce și noi bine pentru că le jucăm produs. În martie o să schimbe motorul grafic, adică practic tot ce vedem o să fie adus pe ecran prin alt algoritm, prin alte formule, să zic, care Wargaming spune că sunt mai eficienti. Și eu îi cred pe cuvânt pentru că din ce au explicat făcea logică, poate unii dintre voi m-ați auzit spunând pe live-urile recente că performanța o să fie aceeași, dacă nu cumva mai bună, indiferent pe presetul grafic pe care joci. Pentru mine n-a fost nevoie să testez, dar întrucât am tot primit răspunsuri contradictorii, mulți nu m-au crezut. Am spus ok, o să trebuiască să descarc WhatEncore, care este o aplicație în care primești o monstră din viitorul motor grafic și poți să testezi pe 3 preseturi diferite, cu toate că poți să le customizezi cum o să-ți meargă în patch-ul 1.0 World of Tanks. Eu am un laptop cu Nvidia GeForce 920M care este aproximativ egală cu Intel HD Graphics. Pentru comparare am făcut test atât cu placa video dedicată, cât și dezactivată, după cum puteți vedea aici. Când am folosit placa dedicată Nvidia, am primit un scor de 16.279 pe minim, iar atunci când am folosit Intel HD Graphics, culmea că am primit cu vreo 150-160, mă rog, pe acolo, puncte în plus. Ce, aparent, Intel HD-ul e mai bun decât, da, să nu intrăm în alte discuții. Ăsta este un scor. Cum îl traduci în FPS-uri, Benji? Noi vedem FPS-uri, nu vedem scorul. Când am folosit placa dedicată, am putut să pun un overlay de la care să numere FPS-urile, cum e MSI Afterburner-ul, dar când am dezactivat placa video dedicată, nu am mai putut să văd asta. Totuși, atunci când l-am avut, am blocat FPS-urile la 100 și practic pe tot parcursul gameplay-ului a rămas blocat la 100 de FPS-uri și încă nu era folosită complet, undeva la 70%. Deci, dacă rezultatul e același, înseamnă că aceleași ar trebui să fie și FPS-urile și din ce am văzut, pot destul de ușor să recunosc că atunci când ceva trece peste 60 FPS-uri și credeți-mă că a mers gameplay-ul fără niciun stutter, fără să te întrerupă deloc, a mers perfect. Și culmea e că n-arată nici rău, nu pot să înregistrez, am încercat, credeți-mă, să înregistrez runda asta de test, pe minim arată undeva aproape de medium la stadiul actual. Deci arată bine, arată bine, n-arată colorat, zici că e făcut cu alb și negru, arată chiar bine și se mișcă extrem de bine. Deci rezoluția a fost 1366x768 pentru că asta e rezoluția nativă a laptopului meu. Dacă o să jucați pe rezoluții mai înalte, sunt destul de sigur că o să meargă și pe 1080, să spun, dar important este să țineți minte că o să vă meargă bine, că update-ul ăsta nu o să aibă un impact negativ asupra performanței voastre, din contră o să meargă mai bine, indiferent pe ce preset jucați. De exemplu, eu nu pot să joc pe medium prea bine acum, în schimb aici am dat și FPS-urile stau undeva între 30-50, dar îmi folosea prea mult din hardware și în condițiile astea nu pot să fac stream. Dacă ar fi să rămân cu aceeași configurație și atunci ar juca tot pe minim, pentru că v-am spus, se vede mult mai bine în comparație cu minimul de acum. Nu trebuie să faceți nici o grijă, o să meargă perfect WOT-ul pe Intel HD și dacă vă spune cineva contradictoriu să-l trimiteți la mine sau dacă auziți o discuție de genul, să știți, să spuneți că o să meargă bine, World of Tanks face un pas important și ar trebui să ne bucurăm, nu? O să încerc să caut pe YouTube dacă a putut să înregistreze cineva runda asta de test, benchmark-ul ăsta, și o să-l pun.
Dacă nu, o să trebuiască să îl descărcați și voi și să testați sau să mă credeți pe cuvânt. Oricum, eu am fost Benji, vă mulțumesc foarte mult pentru opționare. În caz că ești pentru prima dată pe aici, pun conținut cu World of Tanks, dar nu numai destul de des. Deci, dacă te-ai uitat până aici, poți arunca o privire peste ce m-a făcut în general. Dacă ați considerat util acest clip, puteți lăsa un like. Dacă l-ați considerat inutil, puteți lăsa un dislike. Spuneți într-un comentariu ce părere aveți. Și dacă totul bine, sper să te auzim curând. Salut!